Salută, prieten, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botnar și vă invit la un nou tutorial de C Sharp, continuu seria de tutoriale legate de programare orientată pe obiecte în C Sharp. De data aceasta am să discut despre câmpuri și proprietăți. Am declarat aceste două variabile. Am făcut această aplicație în tutorialul trecut. Dacă vreți să înțelegeți pe deplin tot ce este legat de programare orientată pe obiecte, va trebui să urmăriți toată seria de tutoriale. În acest caz, va trebui să urmăriți tutorialul pe care l-am făcut data trecută. Bun. Și atunci, aceste două variabile pe care le-am declarat în interiorul acestei clase, algebra, X și Y, sunt de fapt câmpuri. Sunt denumite câmpuri în literatura de specialitate, în programarea orientată pe obiecte. Aceste variabile sunt denumite câmpuri pentru că ele trebuie să fie utilizate numai în interiorul clasei unde au fost ele declarate. Dar bine, probabil voi o să vă ziceți acum, bun, dar noi le-am folosit în această clasă program, în cadrul acestei metode principale, care este principalul punct de intrare pentru orice aplicație C Sharp, și anume acest static void main, dar le-am utilizat aici pentru aceste două variabile de referință, adunare și scădere, da? Este adevărat, așa este. Am utilizat acest lucru doar pentru a vă da câteva explicații, dar în mod normal nu este o bună practică și va trebui să evitați acest lucru pentru că codul nu este sigur. Securitatea este destul de fragilă dacă veți utiliza câmpurile în afara clasei unde au fost ele declarate și de aceea trebuie să evitați acest lucru și, în mod normal, câmpurile trebuie să fie întotdeauna private, de să aibă acest modificator private, așa. Și atunci am să schimb modificator din public în private, așa, așa cum vedeți acum. Și în acest moment, aceste două câmpuri X și Y au modificatorul private și ele sunt ascunse. Și acum, în mod normal, le utilizez corect. Sunt corespunzătoare bune practici în programarea pe obiecte, dar ce se întâmplă? Am erori, da? Vedem aici, au apărut o serie de erori și dacă vreți să vedeți tipul de eroare și explicați, mergeți aici pe Error List și aici, Visual Studio o să vă spună foarte clar din ce cauză au apărut aceste erori. Și aici, ce scuze, trebuie să beau un pic de apă. Așa. Și aici ne spune foarte clar Visual Studio că acest câmp X, de exemplu, da, din această clasă algebra, is inaccessible due to its protection level. Deci nu poate fi accesat din cauza nivelului de protecție. Deci nivelul lui de protecție este privat, deci este ascuns în acest moment și el mai poate fi văzut de către aceste două variabile de referință, adunare și diferență. Bun. Și atunci ce trebuie să facem ca să putem folosi variabilele pe care le declarăm, câmpurile pe care le declarăm în interiorul clasei. Soluția este să declarăm proprietăți și atunci proprietățile vor fi întotdeauna publice. Și cum declarăm o proprietate? Avem două posibilități. O posibilitate este cea manuală și atunci folosim și pentru a declara o proprietate accesatori sau modificatori și după cum spuneam, proprietățile sunt întotdeauna publice, deci voi utiliza public, voi utiliza acest tip integer, deci va fi de tip întreg, după care am să-i dau numele X. Așa, accolade, get și set. Deci aceste două cuvinte cheie, get și set, sunt utilizate nu întotdeauna amândouă, nu vreau să intru prea multe în amănunte, pentru că am să spun mai multe despre proprietăți mai încolo, dar pentru a declara o proprietate, în acest moment e suficient dacă știți, trebuie să utilizați aceste două cuvinte cheie, get și set, urmate de către punct și virgulă. Bun, o altă diferență dintre proprietăți și câmpuri este faptul că utilizăm, observați aici, avem doar o literă mică pentru câmpuri, iar pentru proprietăți avem o literă mare. Ca diferența să fie mult mai vizibilă, am să pun aici încă un X. Da? Iar aici am să pun un X mic. Așa, și atunci acum putem mult mai bine să facem distinția. Și atunci distinția este că pentru a distinge câmpurile de proprietăți, condițiile în care folosim aceeași denumire, pentru prima literă la
La proprietà ci utilizziamo o litera mare, iar pentru câmpuri utilizăm o litera mică. Da? Deci acestea sunt convențiile pe care trebuie să le utilizați pentru a face diferența între cumpăr și proprietăți. Bun, același lucru facem atunci și pentru cealaltă proprietate și în acest fel am să vă arăt cea de-a doua opțiune de a declara o proprietate și atunci scrieți acest prop și apăsați de două ori tasta TAB, da? Și în acest moment Visual Studio creează automat o proprietate. Așa cum puteți să vedea, stregem acest My Property și scrieți denumirea pentru proprietatea voastră și atunci va fi Y mare, Y mic, așa, aici schimbăm și mai trecem un Y, așa, bun. Mergem jos în cealaltă clasă, în clasa program și vedem că erorile sunt acolo. De ce? Pentru că nu am schimbat câmpurile, deci variabile de referință ale celor două obiecte, ale obiectului algebra, da? Nu sunt modificate. Ele continuă să acceseze câmpurile care sunt private, sunt ascunse în acest moment și mai pot fi accesate. Deci atunci ștergem aceste câmpuri, apăsând din nou tasta punct și observați că apare IntelliSense și avem cele două proprietăți, da? Pe care le-am declarat, da? XX și YY. Atunci, dacă doriți să accesezi aceste proprietăți, atunci voi selecta proprietatea. În acest moment aici dispare eroarea. Dar haideți să vă mai arăt ceva. Dacă ștergem acest private, acest accesator private de aici, de la acest câmp XX și vom scrie public aici, mergem înapoi jos aici, ștergem această proprietate, din nou apăsăm tasta punct și avem din nou acest IntelliSense. Și observăm că în acest moment putem vedea atât proprietatea, da, vedeți, aceasta este proprietatea, cât și câmpul acesta XX, da, care este acest câmp. De ce? Pentru că din acest moment este public, nu mai este privat și de aceea poate fi văzut. Dar am făcut acest lucru și în scopul de a vedea cum să faceți distinția aici, în IntelliSense, dintre câmpuri și variabile, dintre câmpuri și proprietăți. Deci când veți avea această icoană aici, da, această cheie, așa, avem de a face cu proprietate, așa cum vedeți. În momentul în care avem acest cub de culoare albastră, aici înseamnă că vine a face cu variabile sau cu un câmp. Așa, bun, și atunci să facem din nou schimbarea, am vrut doar să vă arăt aceste lucruri, să puteți face aceste distinții, da? Sunt foarte importante până la urmă. Așa, și aici atunci folosim acest proprietate punct, așa, și ce este mai frumos, ce este încă frumos aici în Visual Studio, vedeți să... Cum mai departe ne spune clar Visual Studio că acest proprietate PXX aparține de această clasă algebra, ne spune și de ce clasă aparține, dar nouă ne trebuie acum YY de fapt, bun. Așa, și facem atunci schimbările peste tot locul. Haideți să facem schimbările. Așa. Bun. Și aici atunci facem schimbările. Așa, bun, nu mai avem erori în acest moment și practic vom accesa aceleași valori, dar nu mai utilizăm câmpurile. Pentru că o să vedeți mai târziu, aceste câmpuri le voi utiliza doar în interiorul acestei clase algebra. Și în acest moment utilizăm doar aceste proprietăți pentru a accesa aceste valori din interiorul acestei clase. Haideți să rulăm acest program, această aplicație, să vedem. Dar observați că rezultatele sunt aceleași practic, da? Tot ce am făcut este că am schimbat câmpurile cu proprietăți ca să acceseze aceste valori. Bun, cam atât am avut de spus în acest tutorial. Vă mulțumesc că ați participat la el. Vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!